Nu pot să-mi imaginez viața mea altfel decât ca actor. Cu toate suferințele, cu toate durerile și, de ce nu, cu toate bucuriile. Mircea Alburescu a fost un bărbat. Un bărbat care și-a construit existența într-un aliaj de inteligență, forță și abilitate. Un titan al profesionalismului, al implicării, al dăruirii totale pentru arta sa, pentru profesiunea sa. Am fost atât de bucuros să lucrez lângă dânsul că nici n-aș fi vrut mai mult. Nici n-aș fi vrut mai mult. Mi-a ajuns aura lui profesională, care m-a atins și mi-a dat încredere. Era obsedat de adevăr și de aflarea și găsirea adevărului interior. Eu consider că este o meserie foarte grea. În consecință, nu se poate face decât cu foarte multă dăruire. Iar foarte multă dăruire nu se poate obține decât prin foarte, foarte, o foarte mare pasiune. Acum când nu mai e, n-ai vrei să mai vezi 10 secunde pe scenă pe Alburescu, 10 secunde. Apare el e teatru, așa arată teatru. Forță, poezie, mister, știință, siguranță. Absolvent al Institutului de Teatru din București la clasa Aurei Buzescu, promoția 1956, generația de aur, Mircea Alburescu s-a remarcat ca actor cu o expresivitate cu totul aparte, cu o extraordinară capacitate de nuanțare a rolurilor. S-a impus în toate formele și formulele de teatru, de la tragedia antică la teatrul absurdului, de la montarea clasică la cea modernistă. Înzestrat cu știința compoziției scenice, Mircea Alburescu a cultivat echilibrul între spontaneitate și minuțiozitate prin nuanțări interpretative, calități intelectuale și autenticitatea trăirii. De fapt, pe el nu-l chema Mircea. Mircea este un pseudonim artistic, literar, chiar și s-a scris, s-a numit Iorgu, care înseamnă în limba greacă, Iorgu înseamnă Gheorghe. Un luptător, da, care s-a luptat cu Balaurul. El era clădit de Dumnezeu ca să se lupte cu viața. E un fenomen, adică nici nu pot să explici fenomenul. E un om, vedeți că nici nu pot vorbi la trecut, un actor care transmite, pentru că el transmite în continuare, nu? Dacă ne uităm la un film cu Mircea Alburescu, iese din ecran tot ce transmite el, vine peste noi, toate gândurile, toate stările prin care trece personajul pe care îl interpretează. Prima dată când l-am urmărit pe hol a fost când i-am auzit vocea. Sub această aparență de masivitate exista o bogăție sufletească și intelectuală extraordinară pe care de cele mai multe ori le masca, le ascundea, habar n-am de ce, m-am întrebat. Mircea Alburescu face parte, știm cu toții, dintr-o promoție celebră de actori, promoția de aur a Teatrului Românesc. Și a trebuit în cadrul acestei promoții să-și găsească drum propriu, să găsească acele dimensiuni ale creației care să-l impună și în același timp să-i dea o voce distinctă. No. Sep, de pildă, care a copilărit într-o colibă de cărbunar, n-a văzut în viața lui un suport de cuțit. E bine, vedeți, ăsta este visul vieții lui ratate. O masă cu argintărie și cristalul. Ce spunea Mircea Alburescu? Extraordinar, apropo de ce spun acum. Spunea, Mircea Alburescu au fost încă 50. Dar unul singur a ajuns Mircea Alburescu. Adică el spunea și cu smerenie, spunea lucrul ăsta, în același timp și cu mândrie, că e foarte așa.
Dar spunea că ceilalți sunt la fel de talentați, au fost la fel de talentați. Atrăgea atenția maestru Albulescu asupra nevoii permanente de a consolida. Și asta înseamnă pregătirea uneltelor, mijloacelor cu care devii, cu care te șlefuiești, cu care te pregătești în timp și în același timp punctual. Într-un mod foarte precis, foarte specific, foarte în detaliu pentru un anumit rol, dar și recomanda și dreptate avea o privire lucidă, în perspectivă, în timp, asupra evoluției, asupra existenței tale profesionale. Ne povestea în timpul cursurilor. Adică îl vedeam cât de preocupat e, cum să facă un personaj, cum să-l descompună, cum să descompună prima dată și pe aia să-l compună. Sunt vechi și cunoscute vorbele ce-ți spun. Ce topândești cu o limbă prea liberă? Ce topândești? Nu ți ajunge cât ai suferit? Vrei să-ți sporești nenorocirile? Ascultă sfatul meu și nu te împotrivi. Nu vezi cât e de neîndurat stăpânul. Acum plec și stăruiesc. Limba fără frâu aduce numai neajunsuri. Albulescu era un om deschis. Un om care putea să schimbe înăuntru lui traseele de creație. Să revigoreze. Să dea un nou puls. Și profesie, dar și atitudine în profesie. A avut mare noroc, domnul Niță, cu mine. Cunoșteam personal. Am învățat enorm de la domnia sa. Îl priveam, îl spionam atunci și mă interesa foarte tare și atunci când îngăduia și îl întrebam asupra felului cum se pregătește pentru rolurile pe care le interpreta. Profesorul o să facă știință cu întreaga producție de copii. Hamlet o să învețe bunele maniere, King Kong, educația fizică. Da. Pentru că profesorul a dărâmat întâlnite, o schimba tot pavilionul. Iar pe voi am să rămut în pavilionul 3. Dar el avea o forță care efect te lipea de scaun. Depășea ce făcea el, granița permisului, așa, adică posibilului. O forță, energie asta, nu, aproape inumană, așa. Și eu, pentru mărirea stăpânului meu și învoiala cu Polonia, dacă măria ta voiește altfel, e slobot să facă ce vrea ca în casa lui. Dar nu cu noi. Chemi alți boieri. Întâlnirea mea cu Albulescu a fost cu totul inedită. Ne-am întâlnit la Cluj. Mircea Albulescu jucase deja în Puterea și Adevărul, unul dintre rolurile lui de bază. Și întâlnindu-ne pe stradă, ne-am salutat și el a spus o clipă. Și a scos undeva dintr-un buzunar de la piept câteva fotografii și mi-a scris pe o fotografie: hai mă odată și chinuiește-mă. Am făcut primul spectacol la Teatrul Național regizat de mine, sunt Ziana și Pepelea, unde am avut în rolul principal un alt mare actor care în ziua vizionării mi-a spus că nu mai joacă în spectacol, că nu e ce trebuie și eu l-am sunat pe domnul Albulescu acasă. L-am sunat acasă, i-am spus că aș vrea să vină să vadă, el a avut o chestie de orgoliu, păi puteai să mă chem din prima, nu să-l înlocuiesc pe nu știu care. Și mi-a zis că pentru asta ar trebui să vină să vadă un șnur a doua zi. A venit și a văzut acel șnur, asta vreo 10 minute și a zis din sală, papură, vodă, e în sală. Firește, nu e pentru prima oară când la noi un om dispune de puteri delimitate, dar este pentru prima oară când se folosește de ele în mod nelimitat, ajungând să nege omul și lumea. Am jucat împreună într-un spectacol care se numea Azilul de Noapte. Și înainte de spectacol, cu, să zic, un sfert de oră, 20 de minute,
M-am dus acolo pe acel, lumea deja se auzea că intră în sală, cortina era trasă și eu printre paturi pe acolo, pe lângă patul meu, așa, îmi repetam câteva replici și câteva intenții pe care le primisem de la domnul Cojar cu o zi, două, trei înainte. Și la un moment dat era semi-întuneric, nu era o lumină clară, puternică. Sau de vocea lui Albulescu care îmi spune: Mircică, stai liniștit, calm, oricum noi știm mai bine textul decât ei, adică decât spectatorii. Mă tulbura, mă emoționa, mă responsabiliza, mă copleșea felul în care repeta domnul Albulescu, dacă era nevoie, ore întregi, fără a se plânge, fără a lăsa vreodată o suferință de o anumită natură sau alta, fără a lăsa suferința să intervină, să manipuleze, să impună un anumit comportament și un anumit respect absolut normal. El, care avea un control al vocii, al tonurilor și care avea o știință, avea și o lucrare de doctorat pe teatru radiofonic Albulescu. Deci știa să facă foarte bine, avea un simț al șoaptei, al cuvântului, al gravității, al tandreții, le avea asta, le conține. Ca și coleg de lucru, era comod, pentru că comod pentru celălalt, pentru cel de vis-a-vis, pentru că era tot timpul concentrat, gândurile erau clare, stările, transmitea exact ceea ce trebuia să transmită. La început mi se părea că a trebuit să lucrez cu Albulescu spunându-i propriile, că îi repet propriile gânduri și mă gândeam cum să-i spun să zicem că o pauză dau oricând, domne, lăsați pauza să funcționeze și nu vorbele, când asta le știam de la el. El avea tot timpul, spunea tot timpul, dau oricând o pagină de text pentru o pauză plină. Sigur că atunci nu înțelegeai cum, domne, să renunți la text, că noi toți cântărim textul, să vedem care e al nostru, care e mai greu și care e mai bun. Dacă avea încredere, era cel mai docil actor asta. Tehnica domniei sale de rostire, de interpretare, dar și emoția, dar și întreaga apariție, brusc, da? Se încingea atmosfera, creștea temperatura. Se spune că sunt omul cel mai bogat din țările creștine. El când tăcea, le spunea: mă, când tace ăsta, tace timpul, stă o secundă vreme și pe aia merge mai departe. Aveam un simț, un control al tăcerii, dar asumate. Mai puternică și chiar și decât vocea lui și decât știința lui perfectă era tăcerea asta lui. Putea să tacă și cu spatele, și de față, și de profil. Nu mișca o frunză. Era un artist care știa să valorifice și cuvântul și spațiul dintre cuvinte. Știa să facă foarte bine ceea ce se numește raportul echivoc plurifocal între valențe de afirmare și valențe de negare. Un actor mare niciodată nu descifrează rolul pentru a-l clarifica, ci pentru a-l impune și revela. În această meserie rămâne această rezervă de nepipăibil, de incertitudine, cum spuneam, de îndoială, mai bine zis decât incertitudine, îndoială, asta e cuvântul, da. De, dați-mi voie să spun, neexplicabil. Cum își doza energiile, puținele care mai erau pe scenă, era uriaș. Mircea Albulescu a debutat pe scena Teatrului Bulandra sub bagheta lui Liviu Ciulei. În peste o jumătate de veac petrecute pe scenă și platouri de filmare, a jucat sute de roluri la Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie și Teatrul Național, în spectacole de teatru TV și teatru radiofonic. A realizat peste 80 de roluri în filmele celor mai importanți cineaști din România.
În perioada 1985-2005 a fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București. Autor a 8 volume de poezie, a fost membru al Uniunii Ziariștilor și doctor în arte. Timp de 2 ani a fost secretar de stat la Ministerul Culturii. A primit numeroase premii și distincții, printre care și Ordinul Cultural în grad de comandor. O voce distinctă privind, pe de o parte, interpretarea în teatru, dar și interpretarea cinematografică. Deci trecerea, translarea în regim cinematografic a harului lui de actor. Înghițitorul de săbii reprezintă pentru Mircea Albulescu, din spusele lui, rolul carierei. Reprezintă acea întâlnire care i-a dat voie să aibă în interpretare un anumit tip de polifonie interpretativă. Știa uneltele lui și venea și le impunea regizorului, operatorului. Anthony Quinn, unul din cei mai mari artiști ai lumii, a simțit nevoia să-i scrie lui Mircea Albulescu în România și a scris o scrisoare. A fost surprins în toate minutele filmului de felul cum Mircea Albulescu și-a făcut personajul. La filmul ăsta Mircea Albulescu a venit inocent. La Înghițitorul de săbii, Albulescu a cucerit înăuntru său toate redutele pierdute pentru profesie. De data asta, profesia nu a mai fost cea care l-a ajutat, ci profesia pur și simplu l-a urmat. Șansa mare a fost că filmul punea în discuție, pe de o parte, raportul artă-putere și pe de altă parte aducea într-un plan adânc ideea singurătății artistului, artistul și moartea ca partener. Pe vremea aia făceam post-sincron și ca acele săbii se poată să stea în gâtul lui Mircea Albulescu, noi am folosit un mulaj la un moment dat, la post-sincron, a zice, domnule, aduceți mulajul ca să fac respirația aia. Deci introducea acest mulaj și după ce l-a introdus și a zis, domnule, nu mai trebuie mulajul, că eu acum știu exact ce trebuie să simt, pentru că l-am purtat atâtea luni. Ne spunea tot legat de interpretare, mi-a zis, mă, totul pe scenă funcționează ca în viață, adică neinteresant, dar trebuie să găsești două momente importante, așa cum sunt viața și moartea, viața omului, cu care omul ăla să plece acasă. Ne-am întâlnit împreună pe platourile de filmare la Craii de Curtea Veche și eu, nefăcând foarte mult film la ora aia, aveam probleme cu prin planurile și monologele pe care trebuia să le spun în obiectiv. Și am zis, eu nu pot așa, cum să vorbesc cu un obiectiv? Și mi-a zis domnul Veroiu, un mare regizor și un mare lord. Și acum ce ai vrea să vină Albulescu să stea lângă obiectiv? Și am zis, da! Și în clipa următoare, gata, am venit. Își impunea de multe ori, de foarte multe ori, punctul de vedere și anume. Și de, nu era o ambiție de șartă, pentru că avea un punct de vedere. Asupra rolului, vorbeam de detaliu, și asupra generalului. Cu el te puteai certa mult și cearta era, de fapt, un schimb de idei, chiar dacă la foc intens. Și oricine avea de câștigat, și dacă renunța unul sau celălalt, toată lumea e așa, că de-aia avea o propunere, ne zicea întotdeauna, propunem ceva dacă suntem siguri că am pus ceva mai bun în loc. Nu! Îi așteptăm aici și facem una cu pământul. Cum adică? Eu, Oluper, să fug din fața romanilor ca muierile? Atunci când aveai ceva de spus, aveai și tu o viziune asupra personajului tău, asupra situației scenice și asupra ansamblului, asupra spectacolului. Erai respectat de domnul Mircea Albulescu, erai ascultat.
Domnia sa știind foarte bine ce are de făcut, uneori uita că noi filmăm și juca ca la teatru. Și îl oprea meșterul Horea Popescu, zice, Albulescule, cum vorbea el ardelenește, stai o țără, nu-i bine ce faci, că pemniști sprâncenele și-mi ieși din cadru. Testamentul ăsta lui funcționează în continuare până la sfârșitul zilelor mele. Că grija actorului funcționează de când se trezește dimineața și până se culcă seara. Ne spunea că ziua ne gândim noi la personaje și pentru că noi ne-am gândit la ele ziua, ele se vor gândi la noi noaptea. Liniștiți trupa. Să rabde. Calitatea de bază a lui Albulescu, artistul, era inteligența. Spuneam și la început, o inteligență care era pătrunzătoare. El, cum să spun, folosea inteligența pentru a descifra, pentru a decodifica. De asta era și un poet important. Un poet care își mărturisea sentimentele în versuri. Mi-i plăcea să fie cu generația tânără, să trăiască mai mult cu ei împreună, nu să rămână intangibilul Mircea Albulescu din filme sau de pe scenă, ci pur și simplu să mai stea cu oamenii, râdea, făcea glumă. Aveam bătut pe acolo. Cum îți permis să atingi un ofițer activ? Gips! Urcat! Apoi fuga! Marș! Ordonați! Nu mai dă tată, că nu mai fac. Mă, băiatul, tata, mă. Lucian Sturza Bulandra spunea într-o vreme, acum mulți ani, când eram foarte agitat tânăr, fiindcă nu joc, că nu joc, că nu joc, mi-a pus mâna pe umăr și mi-a spus, băiatule, primii 20 de ani în această carieră nu contează. Cu o singură condiție. Într-adevăr, să joci foarte mult. Cum mă, 20 de ani? Deci noi la 50 de ani o să știm... și uite că așa stau lucrurile. Noi dacă trăim jumătate în realitate și jumătate în ficțiunile pieselor pe care le interpretăm, unele vești din astea nici nu... par atât de sigure, știi? Măi zic... Oamenii ăștia nu... Adică nu... Stai puțin că ăștia nu joacă. Adică nu... Nu glumesc. Păi cum să nu... Ba, cred că glumesc, pentru că l-am întâlnit alaltăieri. Păi nu, glumesc. Nu glumesc. Și această... confuzie... durează câteva zeci de secunde. Da. Era într-un pariu cu rămânerea în istorie, oarecum. A încercat, spre sfârșitul vieții, să se împace cu toți oamenii cu care de-a lungul timpului a fost în încrâncenări, în conflict. Veți merge cu mine la Deva! Acolo vi se va transmite, vi se va zice porunca împăratului! Credea că numai prin împăcare și numai prin iubire poate să treacă dincolo liniștit. Și așa a și fost. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Am să spun ceva. La ciorbă. Pe tipă, la grec. Pop de ter, la grec. Așa. Șucru, ala grec. Petit pois, ala grec. Bătăi gabea la spartă. E trece acote. Așa. Șucru, ala grec. Să știi să armonizezi fizicul cu psihicul, și asta e o mare artă. Și domnul Albulescu a știut întotdeauna. Și a fost îndeplină armonie cu universul.
întâlnirea cu dânsul e un miracol al existenței mele. Mă va urmări până la sfârșitul zilelor prin frumosul ei. Totul există pentru că noi suntem într-o plămadă. Într-o plămadă și această plămadă ne dă voie nu să murim, nu să trăim, ci să însemnăm, să scrijelim cu un semn viața, existența. Albulescu e un semn important în existența culturală, spirituală a României.